Bună seara, stimați telespectatori, și bun găsit la Afaceri și Tehnologie. Astăzi poate vi se va părea că titlul duce mai mult spre afaceri, dar o să vedeți că investițiile în imobiliare pe care le abordăm astăzi pot fi foarte sofisticate sau pot avea de-a face și cu tehnologia, atunci când nu vorbim neapărat doar de investiții tehnice, investiții reale în construcții, în dezvoltări imobiliare, dar poate în fonduri de investiții care la rândul lor investesc în proprietăți imobiliare și, cu alte cuvinte, cumpărăm niște acțiuni imobiliare, de o altă formă de investiție. După cum sunt proiecte imobiliare care au început să folosească și vânzarea sub formă de criptomonede sau prin criptomonede, parțial sau total, iar și o formă de tehnologie sau de a finanța un proiect imobiliar. Cu alte cuvinte, pot fi diverse fațete în care putem vorbi despre investiții în imobiliare și din perspectiva tehnologiei, nu doar din perspectiva dezvoltării sau a cumpărării, închirierii și vânzării. Alături de mine, Bogdan Dinu, consultant de private banking și investitor. Bună seara, Bogdan, bine ai revenit! Bună seara și mersi de invitație! Dragul meu, imobiliarele sunt o pasiune a ta și o afacere, dar se luptă cot la cot cu bursa. Dacă ar fi în momentul ăsta să spui care sunt mai rentabile sau din ce perspectivă ar trebui să abordeze cineva o investiție pe bursă sau în imobiliare, cum ai privi lucrurile? Este dificil de spus pentru că sunt avantaje și dezavantaje de ambele părți, poți scoate randamente mari de ambele părți. Dacă ar fi să ne uităm puțin la niște date, vedem că în istorie sunt mult mai multe persoane care s-au îmbogățit din imobiliare față de bursă. De ce? Cred că elementul principal stă în faptul că pe imobiliare lumea, băncile, fondurile de investiții, etc., acceptă leverage, adică acceptă să-ți dea credit pentru a face investiții imobiliare și de aici rezultă și randamente mai mari. În timp ce banca nu-ți dă credit nici să-i cumperi propriile acțiuni. Exact. În timp ce banca nu dă bani să investești pe bursă. Nu prea am auzit de așa ceva. De aceea sunt foarte multe persoane care au ajuns să facă mulți bani din imobiliare. Deci, din perspectiva asta, imobiliarele câștigă. Dacă ar fi să ne uităm la, iarăși în istorie, la randamentele imobiliarelor versus randamentul bursei din 1800, nu știu cât, până astăzi, vedem că sunt cam pe la egalitate, atât timp cât la imobiliare luăm aprecierea apartamentului sau locuinței sau terenului plus chiria, respectiv la bursă luăm aprecierea companiei plus dividendele. Dar este acel film The Big Short, presupun că l-ai văzut, da, care cumva explică criza financiară care a fost în anii 2008-2009, plecând de la anumite supraaprecieri ale unor active imobiliare sau cumva evaluarea greșită a gradului de risc, de fapt, a acelor active. Ce s-a întâmplat cu piața imobiliară atunci? Adică cât de riscantă e totuși și piața imobiliară și posibilitatea de a te trezi într-o situație dificilă? Da. Cum s-a trezit și Donald Trump. Era miliardar pe plus și la un moment dat s-a trezit pe minus cu nu știu câte miliarde. Exact. Acum depinde și cum folosim creditul și ce instrumente financiare folosim. Acolo nu a fost de vină creditul în sine, cel puțin nu creditul așa cum îl cunoaștem noi, au fost de vină acele CDO-uri, dar ideea este că ce s-a întâmplat, se făceau tot felul de contracte, credit la credit la credit, un fel de pariu sau un fel de contract pe contract, pe alt contract, pe alt contract. Practic aveai foarte multe niveluri de credite și dacă baza, să spunem, intra în default, adică primul credit sau prima persoană care a luat creditul nu mai putea să dea bani înapoi, nu era numai problema creditului lui personal, a casei personale, era problema a, nu știu, altor 7-8 niveluri de credite, zic și eu, exagerez puțin. Deci e un principiu al dominoului. Exact, a fost un principiu al dominoului. Astăzi nu mai suntem în acea situație, nu avem atât de multe CDO-uri raportate la câți bani sunt pe piață, deci suntem ok din perspectiva asta. De altfel, două crize nu vor veni niciodată.
una după alta din același motiv, pentru că am învățat din criza precedentă, deci următoarea criză cu alte, cel mai probabil va fi, sau sigur, va fi din alte motive. După cum și trăim. După cum și trăim, exact, exact. Da. Mulți oameni consideră casa fiind un activ, alții îl privesc ca un pasiv, casa proprie în care locuiesc. Românii sunt într-o situație particulară în care suntem 94, 95, da, 90, nu știu, cifrele exact, 93, diferă, da. De proprietari de locuințe. Mă, proprietari este un termen așa, cumva metaforic, pentru că banca e proprietar de cele mai multe ori, cu toate că tu spuneai recent că multe case la români se cumpără cu bani jos. Da, într-adevăr, în România, în ultimii 5 ani, de exemplu, peste 56% din toate tranzacțiile imobiliare, deci case, terenuri, etc., apartamente, s-au cumpărat fără credit, ceea ce este nemai văzut, aș spune, în Europa. Este mai degrabă o caracteristică a țărilor, să le numim ușor, bananiere, nu știu dacă este chiar corect sau nu. Dar... Mergi cu sacul. Exact. Cu toate că am senzația că nu prea se mai permite cu sacul, nu, dar prin transfer bancar nu e nicio problemă. Evident, nu ne imaginăm că mergem cu valiza la bancă prin transfer bancar, fie că oamenii se împrumută la rude, părinți, bunici, nu contează. Ideea este că oamenii peste 56% au plătit fără credit. Eu când m-am uitat prima dată la această rație, eu o urmăresc de foarte mult timp, a fost prin 2013-2014, nu mi-aduc aminte exact anul, însă mi-aduc aminte exact că erau 84%. În anul ăla eram la 84% din toate tranzacțiile din România. Și te gândeai că n-ai pus bine virgula sau cum? Exact, exact. Mă gândeam, băi, nu se poate, trebuie să fie un 8%, nu se poate 80 ceva la sută, erau județe cu 90%. De altfel și astăzi, în 2020 au fost județe, nu mai mi-aduc aminte dacă Hunedoara, unde a fost 80 ceva la sută din toate tranzacțiile făcute fără credit. E fantastic. Când am văzut atunci, în 2013, acea rație, bineînțeles, mă uit și la altele, dar acea rație în mod special, după ce mi-a zis, adică de ce ăsta este un argument că imobiliarele se vor duce în sus? Acum avem partea de credit. Dacă ne uităm la piețele dezvoltate și noi tindem către ele în Europa, dar și SUA, deși noi ne raportăm mai mult la Europa, vedem că majoritatea de covârșitoare a creditelor, a achizițiilor se fac prin credite. Este normal. Astăzi trăim vremuri în care teoretic nu ne putem permite să luăm un apartament cu banii jos sau foarte greu, oricum, cel puțin așa e, nu știu, în Franța, Germania și așa mai departe, în orașe mari, evident, nu vorbesc undeva la țară într-o pustietate. Și atunci România se află cumva într-o contradicție, pentru că majoritatea cumpără fără credit, deși ni se poate părea că nu e așa, pentru că dacă trăim într-o bulă, putem trăi în două bule, într-o bulă în care prietenii noștri cumpără pe credit și abia își permit, pentru că sunt și o groază, sunt milioane de oameni care nu își permit, pe de altă parte și poți crede că de fapt românii nu au bani să cumpere imobiliare și că imobiliare sunt scumpe, sau poți trăi într-o bulă în care prietenii tăi care lucrează, de exemplu, în IT sau medici sau ingineri sau antreprenori, etc., care își permit și atunci trăiești în bula cealaltă. Ideea este să ne uităm la date factuale, să vedem ce se întâmplă. La ce m-am uitat, următorul element care m-a convins până la urmă, credite. Câte credite se fac de fapt în România raportate la foarte multe lucruri? Eu calculez foarte mulți indicatori legați de credit, dar m-am uitat de exemplu la credite ipotecare raportate la produsul intern brut al României și l-am raportat la toate țările din Uniunea Europeană, în special media Uniunii Europene, respectiv Polonia. De ce Polonia? Pentru că cumva urmăm Polonia noi. E un pic peste noi și o urmăm. Suntem de 7 ori, 7, nu 70%, nu 7%, împărțit la 7, sub acest raport al mediei Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, noi avem credite ipotecare raportate la produsul intern brut de 7 ori mai puțin. Păi n-avem unde să mergem decât în sus. Dar cum e cu gradul de îndatorare, Bogdan? Pentru că la un moment dat, Banca Națională a coborât foarte mult acest grad de îndatorare al românilor și a limitat în foarte mare măsură prin acest grad de îndatorare posibilitatea tinerilor, mai ales, să cumpere o locuință prin credit.
Eu suntem la 40%, cred, gradul maxim de îndatorare. Nici nu mai știu cât e în prezent, sincer, dar eu zic că a fost o măsură foarte bună pentru că, mai ales tânăr fiind, te poți aventura în niște credite pe care poate nu ți le permiți să te îndatorezi la 60-70%, cine știe. De exemplu, în Belgia, cred că e undeva la 30%. În Luxemburg tot, cred că pe 30%. Depinde puțin și de venituri, că dacă ai venituri foarte mari, nu prea mai contează acel grad. Dar pentru venituri normale sau ușor peste medie, oricum, cam pe acolo e pe la 30% în afară. E o măsură bună pentru că, practic, protejezi marea masă a populației. Mi se pare foarte ok, sincer. Dar de ea însăși. Da, exact. Păi, adică dușmanul cel mai de temut suntem noi înșine. Cam așa se întâmplă în viață. Dar vreau să spun, eu țin și workshop-uri imobiliare. Sau mă rog, țineam când se putea fizic. Acum cu pandemia mai greu să ții fizic. Acum țin webinarii. Dar țineam un workshop în 2019 despre imobiliare și am avut ocazia să întâlnesc acolo o directoare a celui mai mare broker de credite din România. Ne-am și împrietenit între timp și am spus o chestie. Vedeți că pe următorii 2-3 ani o să aveți un boom, o explozie a business-ului, sunteți exact acolo unde trebuie, adică pe business-ul care trebuie. Îmi dă mesaj, chiar zilele trecute mi-a dat mesaj, anul trecut a avut o creștere de 50%. De unde am știut? Păi normal, că pentru că dacă eu mă uit pur și simplu la cum funcționează piața creditelor în România, deși în media, în mass media sau în cele mai mari ziare vedem că sau ni se induce ideea că suntem supracreditați, etc. De fapt, nu suntem dacă ne raportăm la ce se întâmplă în celelalte țări din Europa, iar noi nu mai putem să ne detașăm de Europa. Noi vom merge mai repede sau mai încet, dar spre nivelul lor. Avem un procent de îndatorare mai mic, dar pe de altă parte, costul acestor credite este mai mare decât în Europa. E cu duș întors. Este mai mare, sunt de acord, de exemplu, uite, în Belgia, creditul meu, am un credit ipotecar în Belgia pe care îmi pare rău că nu l-am făcut pe perioadă mai lungă de timp la ce domândam, că am 1,27 sau 1,3%, nici nu mai știu. Deci, într-adevăr, e foarte mic. În România, acum, cred că este undeva pe la 4,5, dacă am luat o medie, dar atenție! Este 1,3 sau 1,5% în afară în euro și aici este 4,5 în RON. Cum RON-ul pierde mai mult sau mai puțin 2% pe an, istoria recentă, dacă ne uităm la istoria recentă, cam 2% pe an se depreciază față de euro. Cu alte cuvinte, am putea spune că nu e chiar 4,5% față 1,5, este cam 2,5 versus 1,5. Tot e mai mult, suntem de acord, dar nu e un preț exagerat de mare raportat la ce se află în străinătate. Pentru cei care au achiziționat o locuință prin credit, care ar fi avantajele și dezavantajele în încercarea de a o plăti anticipat? Știu și eu, în 2, 3, 4, 5 ani versus 30 de ani, cum este creditul? Aici sunt, e o discuție foarte largă, într-adevăr. Ideea e că în momentul în care plătești anticipat poți să o faci prin două feluri. Fie plătești anticipat și reduci perioada creditului, trebuie să menționez, vreau cu reducerea perioadei. Ok. Și atunci, practic, câștigi dobânda pe acea tranșă adițională pe care o plătești. În general, dacă ești la începutul creditului, câștigi ori 3, adică dacă plătesc anticipat 10.000 de lei, voi câștiga cam ori 3 în total. Sau poți alege să plătești anticipat prin reducerea ratei. Și atunci vei menține, să spunem, 30 de ani creditul, dar nu vei mai plăti 1000 de lei pe lună, vei plăti poate 950 pe lună. Avantajul aici este că ai un cash flow mai mare lunar, dar nu ai redus practic o parte mare din dobândă. Avantaje și dezavantaje, fiecare depinde cum se situează. Pentru majoritatea românilor aș spune că este mai bine să reducă perioada decât să reducă rata. Pentru investitori e cu duș întors. Cea mai simplă sau comună investiție în imobiliare este pentru cineva care mai cumpără un apartament sau o garsonieră sau mai multe și le dă spre închiriere. Cât de rentabil este o astfel de afacere? La ce să se uite cineva înainte să facă un astfel de pas? Acum, în general, oamenii am văzut că, din păcate, majoritatea nu se uită corect la investiție.
Poate să fac o paralelă mică cu bursa ca să se înțeleagă dacă cineva dintre urmăritorii noștri investește la bursă. La bursă, atunci când investim într-o acțiune, într-o companie, ne uităm la două lucruri. Cât crește compania respectivă, am investit, să spunem, când costa 10 lei, la anul poate are 15 lei, creștere de 50%, spectaculos. Pe de altă parte, ne uităm și la dividende. Acea companie poate alege să ne dea dividende, nu știu, 5% din valoarea acțiunii să ne o dea ca dividende, practic din profitul companiei. La imobiliare exact același lucru. Ne uităm la chirie, care este echivalentul dividendelor, adică cei care stau în chirie ne plătesc lunar o sumă de bani, procent din valoarea investiției, respectiv la aprecierea sau deprecierea activului. Prețul imobiliarului poate să scadă sau poate să crească. La ce ne putem aștepta? La ora actuală, randamentul strict la chirie față de prețul de achiziție e undeva între 5-6, maximum 7%, greu mai găsești cu 7%, dar să spunem 5-6%, între 5 și între 6%. Adică îți recuperezi teoretic investiția în 20 de ani, să spunem. Să spunem 17 ani, ceva de genul acesta, dar nu e chiar corect spus, pentru că de fapt este foarte greșit să spunem acest lucru. Îți dau următorul studiu de caz. Ai cumpărat acum 3 ani de zile un apartament și ai dat pe el, să spunem, 60.000 de euro. Un apartament cu două camere cu 3 ani de zile. Să spunem că ai produs un randament al chiriei de, nu știu, 5% pentru că ai luat o chirie de, nu știu, nici nu știu cât înseamnă 5% din 60.000 de euro, dar să presupunem că ai luat, nu știu, 300 de euro pe lună sau 350 pe lună. Astăzi, dacă te duci la același apartament, în primul rând, nu mai va valora 60.000 de euro, poate valorează 80.000 de euro, iar chiria nu va mai fi de 350 de euro, va fi de 450 de euro. Și acum vine întrebarea. Care e randamentul? Chiria de 350 din primul an de achiziție versus valoarea de achiziție? Sau versus valoarea din prezent? Sau chiria din prezent versus valoarea de când ai cumpărat sau valoarea de astăzi? Nu mai face sens. Deci nu merge să spui că ai un randament de 5% astăzi din chirie raportat la preț și îți vei amortiza investiția în 15, 16, 17, 18 ani de zile. Pentru că prețul fluctuează și atunci trebuie de fapt să calculăm ceea ce se cheamă CAGR sau în română e randament mediu anualizat, care ține cont practic atât de chirie cât și de apreciere, respectiv deprecierea apartamentului. Mulțumesc, Bogdan, luăm o foarte scurtă pauză publicitară și revenim. Eu nu cred că în ultimii ani am mai avut o situație atât de complexă. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Astăzi avem o temă mai specială, clientul român între karma și liberul arbitru. Cred că căldura ne-a toropit pe toți și nu aveam în minte decât concediu și vacanță. Da, totuși ruleta pasiunii nu trebuie să lipsească din casele dumneavoastră joi la ora 18. Acest eu fuge pur și simplu undeva, într-o imagine. Am văzut, de exemplu, date foarte bune în ceea ce privește numărul de investitori noi la bursă. Discutăm despre blogări și bloguri. Cum vedeți responsabilitatea bloggerilor în crearea de opinie? În această seară am să vă prezint și o afacere și o doamnă. Vorbim despre șamanism, înțelepciunea metodelor și practicilor șamanice. Despre sănătate și prevenție, cum reușim noi să fim sănătoși. Încercăm să ne orientăm printre ceea ce urmează confruntarea cu această tulpină numită Delta. În prezent, mulți oameni vorbesc despre vibrație, despre energie, despre o energie bună, despre o energie mai puțin bună.
Ne întâlnim la această ediție și vorbim despre luna plină. De ce înșală femeile? Astăzi o să avem o șansă unică de a vedea budismul aplicat în viața reală. Care mi-au rămas în suflet. Se cheamă și pe tine, Irina. Povestea pe care o vezi și care îți place sau nu-ți place este spusă de cineva. Care este filmul care v-a fascinat în copilărie? Dedic această ediție reinventării de sine. În perioada grea a pandemiei, tot mai mulți s-au reîntors pe carte. Mi, liniuță, TH. Mereu am zis că eu mă ocup cu călătorile atât interioare cât și exterioare. Am revenit. O mare piață a închirierilor era constituită din studenți. Probabil niște zeci de mii în fiecare centru universitar mare erau studenți și era o piață cumva stabilă. În ce măsură aceasta mai este o clientelă pe care te poți baza în condițiile astea de acum, cu pandemia, cu școala care se face când de acasă, când cu prezență fizică și așa mai departe. Așa este, studenții reprezentau o masă foarte mare de oameni care stricau piața între ghilimele, pentru că nu e vorba numai că închiriezi unui student, chiar și dacă vrei să închiriezi unei alte persoane, în mod evident veneau studenții și luau locurile sau, să spunem, ocupau multe apartamente, deci puneau o presiune. Întotdeauna se știa că este bine să începi să închiriezi în august, septembrie, hai și octombrie, pentru că puteai să închiriezi la un preț puțin mai mare. Când spui să închiriezi din perspectiva proprietarului, dai spre închiriere. Exact, da, din perspectiva investitorului, al proprietarului. Acum, într-adevăr, studenții nu prea au mai fost, nu numai studenții, au scăzut foarte multe lucruri. Partea ce ține de studenți, corect, chiar și expați, partea de turism, pentru că îți vine să crezi sau nu, chiar și Bucureștiu are foarte mult turism, studiez și acest aspect, urmăresc. Și erau apartamentele date în regiuni hoteliere. Exact, care acum au devenit practic date pe termen lung în închiriere. Deci, deodată avem mai multe apartamente pe piață la închiriere, dar mai puține persoane care sunt interesate. De aceea și chiriile au scăzut în funcție de sector, în funcție de zonă, în funcție de calitate, premium sau nu, undeva între 5 și 20%. Cam atât au scăzut chiriile. Ce s-a resimțit mai mult, piața premium sau piața economică, să spunem? Aș spune că ambele s-au resimțit, pentru că, pe de-o parte, pe piața premium nu a mai avut atât de mulți expați. Expați care totuși au început să revină deja. Studenții încă nu știm dacă vor reveni neapărat toți sau o parte din ei sau cum va fi exact, dar cel puțin partea premium acum știi cum e, depinde, pentru că dacă ne uităm strict la procent a scăzut mai mult piața premium, dar strict pentru că acolo și sumele absolute sunt mult mai mari. Îți pot da un exemplu, pe premium, dacă mergem la nivelul de jos al premiumului, se poate închiria un apartament de două camere cu 700-750 până în 800 de euro, iar dacă vorbim de premium adevărat, merge și până la 1200 de euro pe două camere. Deci sunt sume foarte mari care au scăzut. De exemplu, acum pe premium de sus nu mai închiriez cu 1200, închiriez mai degrabă cu 900 de euro, iar pe premium jos nu mai închiriez cu 800, închiriez poate cu 650-700 de euro. Deci procentual a scăzut mult, dar și pentru că e foarte sus. Unde era bine să ai un apartament sau o garsonieră pe care să o închiriezi unui student? Mai degrabă lângă un centru universitar sau mai degrabă în centru sau în zone cumva de distracție, gen pe lângă centru vechi sau știu și eu unde tinerii să iasă, să petreacă și unde?
Acum depinde de strategia fiecărui investitor. Ideal ar fi să le ai pe ambele și dacă ne uităm, de exemplu, la Politehnică, zona aceea Politehnicei, le ai cam pe ambele. Ok, nu ești foarte aproape de centru vechi, cu siguranță, dar ai parcuri, ai pub-uri, ai universitatea și ai business center. Deci este foarte important că chiar dacă ne uităm la studenți, să ne uităm și la business center, pentru că foarte multe persoane, deși sunt în anul chiar 2 de facultate, vorbim de licență, nici măcar nu vorbim de masterat, încep să angajeze. Și atunci este important să luăm și acest lucru în considerare. Mă duc la un job peste stradă, stau 4 exact. Ore, mă mai duc la facultate 2 ore și așa mai departe. Exact, pentru un student care și studiază la zi și lucrează, vă dați seama că este foarte dificil să gestioneze timpul, pentru că are și de mers la muncă, și de mers la studii, și de făcut proiecte pentru facultate, deci va alege o locație care să fie cumva aproape de toate aceste puncte de interes. Acum, sigur că următoarea mea întrebare excede cei mai mulți dintre oameni și investitori care investesc la un nivel, să spunem acesta, de apartamente, de garsoniere, de case și mai departe. Dar aș vrea să deschid doar ca o scurtă paranteză și ce s-a întâmplat pe piața de office și pe piața comercială, însemnând spații comerciale și așa mai departe. Acestea cum au evoluat în ultima perioadă? În mod evident, mai ales în perioada în care eram obligat să stăm acasă, nimeni nu mai era în, în business center, office-uri. Acum începe să se revină într-un mod hibrid, încet tișor. Acum, știi cum e? Este un hype, aș spune, în care oamenii cumva, sau cel puțin avem impresia că oamenii nu vor să revină la birouri, companiilor le convine într-un fel sau altul. În realitate nu e chiar așa. Pentru o persoană care e senior într-o companie, cu siguranță se descurcă foarte bine și de acasă, nu are neapărat nevoie de o relaționare foarte strânsă, directă, fizică cu colegii lui. În schimb, persoanele tinere care intră pe piața muncii se descurcă foarte greu și am vorbit cu mai multe multinaționale, toate au următoarea problemă. A venit noua generație, a trecut un an de pandemie în care au lucrat de acasă și reprezintă cea mai slabă generație ca și performanță din istorie. De ce? Pentru că nu poți să vii de pe băncile facultății și să te integrezi, să înveți atât de repede stând acasă. Încă nu ai format tehnic, nu știi atât de multe lucruri, nu ai format poate o disciplină a muncii, este complicat. Mai mult decât atât, se constată, și acest lucru este foarte nou, faptul că oamenii angajații se detașează emoțional față de colectiv, față de muncă, chiar și seniorii, ceea ce înseamnă că oamenii devin tranzacționabili, adică vor începe să gândească, păi stai puțin, dacă compania Z îmi plătește mai mult cu 200 de euro, mă mut, pentru că nu mai mă simt atașat emoțional de echipă, de valorile companiei, de misiunea companiei, iar pentru multinaționalele începe să reprezintă o problemă foarte mare. De aici mă aștept eu, sau cred că în viitor se va reveni la un mod de lucru hibrid în care va trebui să vii câteva zile pe săptămână și la office constant. Apropo de asta, nu mai face nicio diferență beneficiile suplimentare pe care compania le oferea în pachetele standard. Ne amintim pe timpuri când s-au început ofertele astea la multinaționale, mașină de serviciu și telefon mobil, era eventual și laptop, erau așa niște chestii foarte atractive. Dar, mă rog, chiar și acum ai biroul tău cu scaun nu știu de care, cu mașină marca nu știu care și mai departe. Dar dacă lucrezi de acasă, lucrezi tot pe scaunul tău, tot de la masa ta, tot cu mașina ta, eventual te deplasezi. Nu prea mai face vreo diferență ce pachet ar fi avut compania respectivă. Ba mai mult decât atât, sunt companii de top în IT, nu știu dacă am voie să zic, probabil că am voie, că Google, toată lumea, nu cred că e reclamă, care a și anunțat, din ce știu, că va scădea salariile pentru cei care aleg să lucreze, adică ei au spus pe de o parte, ok, puteți să lucrați de acasă non-stop, tot timpul, nu mai contează pandemie sau nu, dar cei care aleg să lucreze acasă, în funcție de unde stați, veți avea un salariu mai mic cu până la 25%, pentru că au zis, ok, tu dacă alegi să stai într-o zonă în care cheltuielile tale sunt mai mici,
atunci vei fi și plătit mai puțin. Deci nu numai că beneficiile în sine nu mai au aceeași valoare, ba chiar se taie inclusiv din salariu. Se poate ajunge acolo, cine știe. E un fel de incentivare inversă ca să vii fizic la job? Eu cred că va fi. Poate nu ca înainte, în fiecare zi, cu siguranță, dar câteva zile pe săptămână eu zic că va fi obligatoriu, pentru că altfel companiile vor vedea o scădere a productivității, în sensul în care încep să piardă oameni foarte buni pentru simplu fapt că s-au detașat emoțional și pleacă în stânga și în dreapta. Oricum, deja se văd diverse zone în care este haos. Adică, bună oară pe piața livrărilor de diverse lucruri, nu mai poți să ai niciun fel de termen că ți livrează cineva, nu știu, din China sau din America, nu știu ce produs. Eu am comandat pe un site de e-commerce două cărți, acum un an și jumătate. La una dintre ele, la un moment dat, după vreo jumătate de an, am cerut refund. La alta nu mi-au dat sau nu știu, dar n-a ajuns cartea nici acum. Adică era ceva de negândit în urmă cu ceva. Da, bine, aici, într-adevăr, aici sunt mai multe aspecte sau cauze. Asta așa, un caz particular, dar vorbim la nivel de business-uri, că nu se fac livrările în timp. Exact. Nu mai poți să garantezi. Ai nevoie de anumite subansamble, anumite piese, anumite elemente, anumite produse și nu ți se livrează. Da, acestea sunt niște probleme, să spunem, adiționale, care au venit datorită pandemiei, datorită faptului că la un moment dat s-a oprit totul și când reiei, nu poți să reiei din start totul, pentru că tu ca și firmă, să spunem, producătoare de nu știu ce materiale sau caiete sau ce produci tu, trebuie să lucrezi pe bază de contract, nu produci și sper să vinzi. Și dacă deodată s-au oprit toate și acum s-au redeschis și au venit foarte mulți clienți care îți cer să produci, în mod evident nu ai capacitatea necesară de a satisface toți clienții, respectiv vei începe să-i alegi pe cei care îți plătesc cel mai mult și îi vei lăsa pe cei care îți plătesc poate mai puțin la urmă. De aici și problemele, cred că tuturor marilor magazine, dacă mergem la magazinele de cel mai mare magazin de mobilă, nu suedez, dacă mergem la el vom vedea că e jumătate gol. Și dacă întreb când vor veni piesele, prin noiembrie, prin decembrie, dacă, din China. Da, nu e ciudat, adică trăim vremuri ciudate din punctul ăsta de vedere. Este ciudat, dar este o perioadă tranzitorie, a spune. Cu alte cuvinte, ne așteptăm ca în următoarea perioadă să ne revenim, deci nu văd neapărat o foarte mare problemă pe sectorul ăsta, decât acum punctual. Ne întoarcem la investițiile noastre micro. La un moment dat mă întâlnesc cu un prieten, era oprit, cu o mașină de superfițe, probabil bătea spre 100.000 de euro. Era lucrat în publicitate și îl felicit pentru frumoasa jucărie, sport decapotabil sau nu știu ce, și îl întreb cum a reușit să-și facă achiziția din imobiliare. Era în perioada de boom înainte de criză. Omul cumpăra un teren prin credit sau nu știu ce, îl lăsa o lună, două, trei, se aprecia, îl vindea cu profit destul de mare. Mai există astfel de afaceri acum? Nu, sunt mult mai puține. Asta se cheamă specula, hai să o numim speculă. Nu prea mai sunt astfel, nu prea mai poți să faci chiar la nivelul acela. Mai sunt persoane care fac, de exemplu, cumpără un apartament nerenovat, îi dă o spoială și îl revinde în 6 luni. Ok, poți să faci chestia asta, dar nu se mai face la nivelul din 2006-2007 spre 2008. Cu siguranță. Deci am devenit o piață puțin mai matură. Dar se fac bani din imobiliare ca investitor simplu, cumpărând, de exemplu, un apartament pe care îl închiriezi, un teren pe care construiești eventual o vilă sau două și le vinzi, respectiv dezvoltator imobiliar, faci 70 de vile sau faci un bloc. Cred că banii astăzi chiar se fac mai ușor din perspectiva riscului. Cu alte cuvinte, atunci ok, au făcut câțiva 2-3 ani bani prin speculă, dar și câți au pierdut după aia, pentru că n-au știut să se retragă. Exact, exact. Pe când acum încă suntem o piață subevaluată, dacă ne uităm, de exemplu, la prețul absolut al imobiliarelor, un apartament, un teren, suntem mai scumpi față de 2014 fiind minimum post-criză. Da? Adică din 2008 până în 2014 prețurile au scăzut, iar din 2014 până în 2021 prețurile au crescut.
Dar dacă ne uităm la indicele de accesibilitate, adică câți metri pătrați poate cumpăra un salariu mediu net din România, vedem că în 2021 sunt mai ieftine imobiliarele decât erau în 2014. Cu alte cuvinte, în 2014 un metru pătrat cumpărai cu 2,5 salarii medii nete în euro, respectiv acum cumperi, îți trebuie 1,9 salarii medii nete, adică cu 22% mai ieftin, ținând cont de o inflație a coșului de consum, nivelului de trai, de 100%. Deci, deși ni se pare că imobiliarele sunt foarte sus, de fapt sunt mai jos. Adică s-a dublat coșul de consum din 2014 până acum? S-a cam dublat. Cu alte cuvinte, salamul, pâinea, etc., s-a cam dublat. Șocant. Este șocant. De aceea, îmi pare rău pentru cei care țin, de exemplu, banii în depozite bancare sau, mai rău, cine știe, printr-o cutie prin casă sau cine știe pe unde. Pentru că ce nu realizează acele persoane este că valoarea banilor lor, doar în ultimii 8 ani, s-a înjumătățit. Cu alte cuvinte, cel mai prost lucru pe care îl poți face cu banii tăi e să-i ții la saltea. Exact. La propriu sau la figură. Exact. De departe, cel mai prost lucru. Al doilea, cel mai prost lucru, să-i țin depozite bancare. Și de aici încep opțiuni. Să cumperi titluri de stat, să investești în acțiuni, să investești în imobiliare, să investești în active mai riscante. Exact. Cum ar fi criptomonedele sau alte forme de... Aici e foarte interesant că ai menționat titlul de stat exact după ce am zis eu de depozite bancare. Dacă ne uităm la evoluția depozitelor bancare, a explodat pur și simplu în ultimul timp. Cu alte cuvinte, foarte mulți români au pus mulți bani în depozite bancare. Păi n-au mai putut să ducă la mare, exact. N-au mai putut să ducă să cumpere poșeta de 5.000 de euro. Exact. De altfel și, apropo, dacă raportăm iar, revenim la imobiliare, vedem 2020, că deja au apărut datele oficiale, pe 2020, mă rog, datele oficiale brute, după care putem noi să calculăm tot felul de rații, 2020 a crescut față de 2019 procentul oamenilor care au cumpărat imobiliare cu bani în jos, fără credite. De ce? Pentru că nu s-au mai dus la mare, nu s-au mai dus la munte. Nici măcar mașini șmechere nu și-au mai luat, că nu puteau să meargă cu ele pe stradă. Exact. Cine atunci... să le vadă, să le țin în garaj, nu era niciun fan. Exact. Și atunci au folosit banii sau o parte din bani să intre pe imobiliare. Revenind, însă ai menționat un lucru foarte interesant, titluri de stat, imediat după ce am menționat depozite bancare. Ce mi se pare fascinant este că mulți nu știu că investind în titluri de stat ai randamente mai mari. Mai mult decât atât, marea majoritatea lor nici nu sunt impozitate, pe când dobânda din depozite bancare e impozitată, și sunt mai sigure decât depozitele bancare, pentru că nu ne putem neapărat aștepta ca România să dea faliment, pe când dar nu sunt atât de lichide. Ba da, asta e frumusețea. De exemplu, depinde de ce titluri de stat. Dacă vorbim de titluri de stat Fidelis, de exemplu, care sunt scoase de către România cam de 2-3 ori pe an, anul ăsta au fost cel puțin de 2 ori, dacă nu de 3 ori, nu mi-aduc aminte, și sunt tranzacționabile pe bursă. Cu alte cuvinte, poți oricând pur și simplu să le vinzi și a doua zi le ai în cont. Dacă vorbim de tezauri, cred că se cheamă tot titlul de stat, acelea într-adevăr nu sunt atât de lichide, trebuie să așteptăm până la... Dar randamentul e mai bun, presupun. Depinde de titlul de stat. Dar ce vreau să spun este că, în mod ironic, randamentul e mai mare la titlul de stat, siguranța e mai mare... Dar îți trebuie un pic de educație, Bogdan. Îți trebuie puțină educație. Ce trebuie unui om ca, în loc să-și ducă banii pe nimic la bancă, să-i investească în titlul de stat? Ce are nevoie? De educație. Are nevoie de educație financiară, trebuie să înțeleagă ce înseamnă bursa, trebuie până la urmă să... De fapt, doar atât. Trebuie pur și simplu niște cunoștințe minime despre cum funcționează bursa, cunoștințe minime despre indicatori macroeconomici, ce înseamnă inflația. Gândește-te că noi am crescut cu carnetul de cec, să duceam acolo 300 de lei. Așa este, dar până la urmă lucrurile evoluează și evoluează foarte rapid. Vedem că ne digitalizăm, chiar și România începe să se digitalizeze. E din ce în ce mai ușor, putem să învățăm din confortul propriei case, din confortul propriului fotoliu, până la urmă de pe un laptop, calculator, chiar și mobil. Sunt atâția tineri care încep să învețe despre bursă, inflație, produse interne brut, etc. de pe tabletă sau de pe smartphone, deci nu cred că avem vreo scuză. Deci, propriu zis, trebuie să ai un cont
făcut la un broker? Trebuie să ai un cont, uneori merge și chiar și prin bancă, depinde de titlul de stat, uneori merge chiar și prin Poșta Română, dacă îți vine să crezi, dar da, în principiu ar fi bine să ai un cont la un broker acreditat de Bursa de Valori București și investești prin el. Cum? Transferi o sumă de bani pe contul brokerului, care e contul tău, ca și cum ți-aș transfera eu ție o sumă de bani, după care alegi instrumentul dorit, de exemplu titluri de stat, Fidelis, care au fost emise, nu știu, în februarie, să zicem, anul acesta, și le-ai cumpărat. Odată ce le-ai cumpărat, vei primi dobânda aferentă. Și acum, dacă vine o doamnă mai venerabilă și spune, aoleu, mamă, și dacă dă brokerul faliment? Aici depinde. Dacă depinde de broker, într-adevăr. Putem avea brokeri care nu au activele financiare pe care tu le cumperi. Titlul de stat, acțiuni, obligațiuni și așa mai departe. Nu le au segregate de broker și atunci dacă brokerul dă faliment, ai pierdut și atunci nu ai sugera nimănui să lucreze cu un astfel de broker, de-aia trebuie să știm cum funcționează acel broker. Pe de altă parte, sunt brokeri care au conturile segregate. Cu alte cuvinte, dacă brokerul dă faliment, tu nu ai pierdut nimic pentru că banii tăi sunt ținuți într-un custodian sau chiar în depozitarul central în România. Deci nu se întâmplă absolut nimic, pur și simplu în momentul în care schimbi brokerul, că brokerul a dat faliment, noul broker va lua la cunoștință că tu ai activele în depozitarul central sau cine știe la, în ce custodian. Dacă de frecvente sunt astfel de situații, se întâmplă? Se întâmplă, dar sunt destul... În trecut, chiar și în România, erau frecvente astfel de situații, dar acum... Avem și brokeri celebri, fugiți, care spus povedanii și așa mai departe. Exact. Deci în trecut chiar să era un fel de junglă. Acum spune că în prezent, dacă ne alegem... Dar asta și pentru că erau unii foarte dependenți de adrenalină și le plăcea să joace la risc foarte mare. Nu aveau cunoștințe financiare până la urmă, pentru că sunt convins că dacă ar fi realizat la ce riscuri s-ar fi expus, nu ar fi făcut așa ceva. Astăzi e destul de ușor să verifici aceste lucruri. Oricum trebuie să mergem doar, dacă vorbim de BVB, Bursa de Valori București, doar cu brokeri care sunt oficial listați pe BVB. Și acolo riscul e mic. Acolo riscul e foarte mic, pentru că în principiu dacă cumperi o companie, se duce în depozitarul central și cam aia este. Ai spus că cineva cumpără un apartament, îi dă o spoială și îl revinde. Da, dacă nu iei la o spoială, adică sunt poate apartamente, poate în care au fost oameni mai în vârstă, nu au investit în ele, nu le-au îngrijit și așa mai departe și ajung într-o stare de degradare, să spun, destul de mare. Dar poate e bună locația, poate spațiu și trebuie o investiție substanțială de renovare și reamenajare și sunt chiar canale de televiziune, mai ales în străinătate, specializate pe astfel de documentare în care o echipă, niște tineri sau o familie iau astfel de proprietate și o sucește cu sus în jos, îi dă cu tot o altă față și obține un profit. Poate fi acesta un business? Cu siguranță. Eu, de exemplu, această metodă de investiție în apartamente e preferata mea. Marea majoritate covârșitoare, spune, a investițiilor mele în apartamente, așa le fac. Caut apartamente, eu le numesc de tip grotă, care sunt vechi, nu înainte de cutremur, deci după anii 80, dar care sunt vechi totuși. Ai vândut cu bulină? Nu. Fugi de buline. Fug de buline, deși sunt cele mai profitabile, dar încă o dată ai și riscul foarte mare. Dar eu prefer blocuri care nu sunt amenajate, le amenajez eu de la zero. Sparg toți pereții, scot toate firele electrice, tot ce înseamnă sanitar, mă înțep în coloane centrale, vorbesc cu administrația. Majoritatea blocurilor în care eu am investiții, am schimbat și coloanele centrale din bloc, deci... Deci e îngrozit pe toți, te știu, exact. te știu toată asociația de proprietate. Dar mă plac, de ce? Pentru că le schimb coloana centrală, bine, nu pe banii mei, pe banii tuturor, cum faci ar veni. Exact. Bine, este asociația până la urmă. Se schimbă coloana centrală, e fantastic. Nu mai schimb inclusiv cititoarele, să fie cu radio, să nu mai suntem în secolul 21, nu mai vin apartament și citești cât apă ai consumat sau cât gaz ai consumat, cititoare frumos, radio, etc.
De fapt, eu sunt iubit, aș putea spune, de către administratorii și asociația în general blocurilor unde am apartamente, pentru că cum ar veni le modernizez până la urmă cu totul de a întregul. Iar în momentul în care faci acest lucru, aduce în mod evident o valoare adăugată foarte mare pe piață a tuturor apartamentelor, în speță a apartamentelor mele. Și cât de profitabil este această variantă de investiție versus a cumpăra și a închiria? E mai profitabil în mod evident pentru că... Le vin sau le închiriez după aceea? În principiu le închiriez. E mult mai profitabil pentru că le iei la o valoare de piață foarte joasă, în mod evident, pentru că ai de renovat foarte mult. Iar dacă eu personal, cu echipele mele le renovez, în mod evident ies cu un preț mai jos față de a-l cumpăra deja renovat. Deci și de aici mai câștig. De aici rezultă faptul că am un randament mai mare decât dacă aș cumpăra un apartament deja renovat. E logic. O altă metodă de a scoate bani frumoși, dar iarăși cu riscul aferent, este să cumperi în fază de proiect într-un bloc nou, de exemplu. Dar acolo... Și sunt prețuri mai bune dacă le iei de pe foaie? Da, sunt prețuri mai bune, dar ai riscul în mod evident ca dezvoltatorul să intre în incapacitate de plată, faliment și așa mai departe. Cum s-au întâmplat multe. Deci acolo trebuie mare atenție să analizezi. La dezvoltator. Să analizezi de dezvoltatorul. Atât timp cât ai un risk management corect și analizezi bine de dezvoltatorul și de acolo poți să scoți randamente bune. Dar mai există acum, în termen rezonabil, riscuri de falimente la cum e piața? Pentru că falimentele au fost în mare măsură atunci, la acea situație din 2008-2009, când companiile aveau credite și au intrat în anumită incapacitate de a-și plăti creditele. Depinde foarte mult de dezvoltator. Nu pot să dau un răspuns general pentru că trebuie să ne uităm pe balance sheet-ul dezvoltatorului și să vedem cât împrumut are, respectiv cât equity a adus finanțe personale. Și atunci îți dai seama cam ce riscare. Sau pot fi chiar mai inteligenți, cum e nu cel care face premium, e cunoscut pe București, cum de exemplu se duce și nu cumpără neapărat un teren din banii proprii, dar face un contract cu persoana care are teren și spune, băi, îți plătesc banii în etape, în tranșe, din prevânzările pe care le fac eu până să fie gata apartamentele. Și așa se poate face, astfel încât să nu acumulezi datorii foarte mari. Mulțumesc foarte mult, Bogdan, pentru tot ce ne-ai împărtășit. Știu tot de la tine că piața românească este foarte atractivă pentru ce se întâmplă în Europa. Așadar, pentru cine are bani de folosit cu mai mult randament decât să-i țină în depozite sau la saltea, iată, sunt foarte multe posibilități, despre unele am discutat în această emisiune, poate vom mai discuta și despre altele într-o emisiune viitoare. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cu siguranță, mersi, fain de invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Sperăm că v-am inspirat să faceți lucruri bune cu banii dumneavoastră, fără a vă da vreun sfat direct de investiție, dar vă deschidem oportunități. Vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33, revenind după o scurtă pauză publicitară.